Oamenii lui Dumnezeu, o să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 2, un pasaj, îmi permis să spun, celebru, la un serviciu de căsătorie, unul dintre cele mai bătătorite pasaje din Scriptură atunci când este vorba de a rosti o predică la o căsătorie. În biserica noastră nu s-a mai citit de mult timp pasajul acesta și m-am gândit să-l citesc astăzi la nunta lui Lucian și Ana Maria. Începem cu versetul 1, Ioan 2 cu 1. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui i-a zis lui Iisus, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui a zis slugilor, să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră puse după obiceiuri de curățare al iudeilor. Și în fiecare vas încăpeau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el. Și duceți nunului. Și i-au dus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă care scoseseră apa știau. A chemat pe mire și i-a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune și pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Amin. Mulțumesc! Stimații mei, vă invit să vă reocupați locurile. Dragi miri, astăzi se încheie o etapă importantă din viața voastră și anume etapa tinerilor necăsătoriți. Ea se încheie cu bune și rele și acum intrați într-o altă etapă, etapa tinerilor căsătoriți. Veți deveni o familie, veți locui împreună și veți avea casa voastră. Vreau însă să vă spun ceva. Tot voi sunteți. Tot voi sunteți, exact, oamenii care ați fost singuri. Acum veți fi aceiași oameni decât că împreună. Nunta este o sărbătoare, dar mirii sunt aceiași cu viața de dinainte de nuntă. De aceea este important să ne gestionăm viața cu maturitate, pentru că vine vremea aceasta când veți locui pur și simplu împreună din toate punctele de vedere. Veți împărți inclusiv aerul, banii, totul, deciziile, dorințele, așteptările și uneori acestea vor fi diferite. În momentul acela ar fi ideal să existe suficientă maturitate pentru ca să puteți trece cu bine peste încercările vieții care vin din toate părțile, de sus, de jos, din stânga, din dreapta. Toate achizițiile americane nu ajută familia cu nimic. Familia este ajutată de altcineva și de altceva. Este ajutată de Dumnezeu și este susținută de propriul nostru caracter, care este ca un suport ce ține căsătoria. Inspirat din pasajul acesta, aș vrea să vă aduc aminte că minunea aceasta pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos într-un sat numit Cana, din județul Galileea, din statul Galileea, a fost un debut al slujirii sale. Oamenii s-au mirat de miracolul pe care l-au făcut acolo și și-au dat seama că stă de vorbă cu cineva care este mai mult decât un simplu om. În text întâlnim foarte multe idei pe care le-am putea prezenta. Textul se pretează să construim cel puțin 5 sau 10 predici. Însă eu o să mă concentrez pe o predică pe care am intitulat-o Lecții de viață la nuntă. Pentru că întâmplarea aceea destul de complexă, mama Domnului, Domnul, mirii, nunul, administratorii, mulți alții care erau acolo,
se constituie într-un grup suficient de mare care au dialog între ei ca să se preteze la o abordare holistică, complexă. Vreau să surprind câteva adevăruri eterne din acest pasaj, pentru că ele vor fi foarte importante pentru voi. Și dacă nu vor fi importante în fiecare zi, vor fi importante la câteva zile întotdeauna. Prima idee pe care vreau să vă prezint din pasaj este vulnerabilitatea umană. În cele mai stabile situații din viață, există riscul să fim depășiți. Nu în cele mai imprevizibile și riscante situații din viață, ci în cele mai stabile. Adică atunci când știi că ai pregătit totul, totul este pregătit ca la carte, în detalii, și totuși apare un lucru neprevăzut și te cam faci de rușine. Așa s-a întâmplat aici. Oamenii ăștia au pregătit bine nunta. Orice administrator, orice persoană care este pusă în charge, care are responsabilitatea să gestioneze un eveniment, el stă și se gândește, încercând să anticipeze ce urmează, de ce este nevoie, dacă se întâmplă așa, eu ce trebuie să fac. Exact așa oamenii aceștia au pregătit nunta. Situația era în control. Și totuși apare o problemă la care ei nu s-au gândit. S-a terminat vinul. Mâncarea și băutura la o nuntă sunt absolut indispensabile. După ce se termină serviciul divin aici, unde oamenii nici nu mănâncă, nici nu beau, ne mutăm în sala de mese, unde oamenii nu se mai roagă și nu mai ascultă predici, ci acolo mănâncă, beau și au părtășie. Ei, dacă se termină mâncarea și băutura, ce o să facă? Ce nuntă mai e aia fără mâncare și fără băutură? În situația asta au ajuns oamenii ăștia. Ce vreau să pun în evidență? Vulnerabilitatea umană. Toate școlile din lume să le facem. Să mergem la sală de la tinerețe până la bătrânețe, să arătăm așa cum arată oamenii în filme. Pot să dau o grămadă de exemple, dar nu e necesar. Rămânem tot vulnerabili. Această vulnerabilitate ne face mai înțelepți, mai umili, ne face să creăm în jurul nostru un grup de oameni care țin la noi și la care ținem noi, ne face să eliminăm mândria și aroganța, părerea înaltă despre noi, ne dă echilibru și ne ajută să înțelegem că oricând se poate întâmpla ceva rău, de la a muri până la cele mai mărunte lucruri, îți pierzi cheile, cineva îți zgârie mașina sau orice altceva. Trăim o viață vulnerabilă. Astăzi este sărbătoare și n-ar trebui să punem în evidență minusurile existenței umane, dar vreau totuși să plecăm de la ce este, de la ce poate fi mai rău, vulnerabilitatea umană. Observați, oamenii ăștia au investit, s-au organizat, s-au pregătit, dar n-a fost suficient. Întotdeauna, Lucian, Ana Maria, întotdeauna riscul este la un pas. În general, oamenii care vin la biserică sunt foarte bine intenționați. Ei chiar se roagă, Doamne, ajută-mă să nu păcătuiesc. Dacă voi fi provocat, ajută-mă să nu mă enervez. Ajută-mă să nu reacționez la nivelul celui care, neconvertit fiind, se poartă ca el. Eu sunt convertit, ajută-mă să am un alt nivel de reacție, o altă atitudine. Și totuși, uneori, ne comportăm la fel ca ei. Să nu spun că există riscul să ne comportăm mai rău. Suntem vulnerabili. Vulnerabilitatea de aici nu este una morală, dar eu am dat exemplu de una morală, fiindcă suntem în biserică, loc în care a fi spiritual și moral înseamnă a fi pocăit și sfânt. De asemenea, priviți, vă rog, că nunta este un eveniment pentru care oamenii se pregătesc. De ce? Se știe cu mult timp înainte că va exista căsătoria. Mirii, părinții strâng ceva bănuți, pregătesc hainele, florile, toate lucrurile, să nu vorbesc de masă, de bucătar, de fotograf. Și iată ce nuntă frumoasă, ce nuntă organizată. Toată lumea se uită, o atmosferă foarte caldă, plăcută, dar neprevăzutul este la un pas. De ce? Suntem niște ființe vulnerabile. Numai Dumnezeu nu are vulnerabilități. Trebuie să fim pregătiți pentru vulnerabilități. Aș vrea să trec la o a doua idee, fără să insist prea mult asupra la chestiunea aceasta. Și să vorbesc despre, în contrast cu vulnerabilitatea umană, să vorbesc despre suveranitatea divină. Harul nostru este că în viața asta de muritori
Ne-am întâlnit cu Dumnezeu și El ne-a propus să-L urmăm. El ne-a propus să recunoaștem că suntem niște ființe falimentare din punct de vedere spiritual și să-L urmăm pe El prin credință. Și această suveranitate care se manifestă prin dragostea lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Dumnezeu, prin mila lui Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu, prin iertarea lui Dumnezeu, prin binecuvântările lui Dumnezeu, prin ajutorul lui Dumnezeu și lista poate continua, este aproape inepuizabilă, reflectă, pune în evidență cât de diferit este Dumnezeu de noi. Dacă noi suntem cu El, suveranitatea Lui este suficientă ca să ne poarte de grijă. Faptul că ne este prea frică demonstrează că noi nu suntem convinși că El este cu noi. Faptul că ne speriem din nimic și acționăm ca și cum am fi niște copii fără tată și mamă, am fi singuri în lumea asta, demonstrează că noi nu avem siguranța că avem un tată a cărui braț este puternic, al cărui cuvânt este creator, a spus să fie și dintr-o dată, ca în film, pur și simplu a apărut în ființă ce a spus El să fie. Pământ, univers, decor, numai omul a fost făcut cu mâna, restul prin să fie, să fie. Dumnezeu spune verbe care devin realități vizibile, materiale. Atunci când noi suntem cu El, nu ne pierdem cu firea, că El este cu noi. Vulnerabilitatea noastră este acoperită de suveranitatea Sa. Acesta se numește creștinism. Aceasta se numește umblare cu Dumnezeu. Aceasta elimină în mare măsură frica, nu în întregime, dar în mare măsură. Frica aia paralizantă o elimină. Frica normală, care este un fel de manifestare a instinctului de conservare, rămâne și asta e bună. Pentru că ne aduce aminte și de vulnerabilitatea noastră, nu numai de suveranitatea lui Dumnezeu. Altfel am devenit răsfățați și irresponsabili. Priviți, vă rog, în cele mai instabile situații, vă mai aduceți aminte la vulnerabilitate, cum am spus? În cele mai stabile situații din viață, omul e vulnerabil. În cele mai stabile, în cele mai sigure. Acum, în cele mai instabile situații, în cele mai urâte, mai grele, mai neplăcute, mai dureroase, mai înlăcrimate situații, Dumnezeu este pe tron. Dumnezeu este suveran. Dumnezeu poate să schimbe lucrurile într-o fracțiune de secundă, indiferent de starea lor inițială. Dacă ați ține minte ideea asta și mai ales ați aplica-o în viața voastră, pentru că o să descoperiți multe vulnerabilități. Mă gândesc că va veni vremea când tu, Ana Maria, s-ar putea să devine mulțumită de un anumit lucru pe care ori îl face și tu credeai că nu trebuie făcut, ori nu-l face și tu credeai că trebuie făcut. Și de asemenea, Lucian, va veni un moment când tu s-ar putea să fii dezamăgit și să spui: eu credeam că, noi toți credem că, mai ales în favoarea noastră. Ei bine, atunci când veți trece prin situații de genul acesta, să vă aduceți aminte că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să mai facem nimic. Noi trebuie să facem ce putem să facem. Acolo nu se bagă Dumnezeu. Dar ce nu putem să facem, acolo este treaba Lui. Voi să aveți probleme cu ce trebuie să faceți voi, de chestiunea asta să vă îngrijorați, aici să lucrați și să programați și să organizați și să investiți post, rugăciune și discuție, comunicare, părtășie și strategii. Dar în ce este treaba lui Dumnezeu? Să vă vedeți de treabă, să vă culcați liniștiți. Că ori sunteți conștienți, ori dormiți și sunteți inconștienți, Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Din pasajul acesta întâlnim o nuntă ca a voastră, unde părinții, administratorul, toată lumea a vrut să fie o nuntă ca în povești. Și a fost până când s-a terminat vinul. Și după aceea toți oamenii și-au dat seama că participă la o sărbătoare unde administratorii nu zbun de nimic. Doamne, înțeleg să nu mai aibă două porții pentru toți, dar să nu mai fie chiar deloc pentru nimeni? În cele mai stabile situații din viața noastră, lucrurile s-ar putea să meargă foarte prost. Să nu vă mirați dacă se întâmplă, deși nu trebuie să acceptăm ideea aceasta. Dar, în egală măsură, de cealaltă parte, în cele mai instabile, în cele mai dramatice, îndrăznesc să spun un cuvânt, nenorocite situații, Dumnezeu este pe tron și El este suveran. El poate să intervină, dar să țineți minte
Când intervine Dumnezeu? La rugăciunea cui intervine Dumnezeu? Cum ar trebui să fie oamenii pentru care intervine Dumnezeu? Aceasta este o întrebare al cărui răspuns trece dincolo de timpul dedicat pentru predică la nunta voastră. Dar partea bună este că voi îl știți. Noi nu avem probleme cu a ști, noi avem probleme cu a face ce știm. Aici e dichisul, dichis înseamnă secretul. Aș vrea să închei aducându-vă aminte de încă un lucru. Vulnerabilitate umană, suveranitate divină și valoarea pocăinței și ascultării. Observăm că oamenii aceștia nu mai aveau nicio soluție. Spune tu, ce mai poți să faci dacă n-ajung prăjiturile sau eu știu ce să zic, n-ajunge ceva? Unde să te duci acum? Că oamenii nu stau până poi mâine să venim noi de la magazin cu lucruri. Dacă n-au, oamenii pleacă, că sunt grăbiți. Acum trebuie să fie totul. Domnul Iisus Hristos a rezolvat problema acum. Nu cu așa ceva de pe margine, colțurile, nu, cu cei mai buni. Dar știți în ce situație? Mai întâi a pus la probă, adică le-a dat un examen să vadă dacă îl trec. Și le-a spus, umpleți vasele acestea cu apă. Oamenii n-aveau nevoie de apă. La nuntă nu se bea apă. Aoleu, să nu zic asta că ridic standardul prea tare. Știu că trebuie să fie și apă pe masă. Am zis și eu, m-a luat gura pe dinainte. Domnul le-a spus, umpleți vasele acestea cu apă. Ei n-aveau nevoie de apă, aveau nevoie de vin. Însă logic, nu era să pui vase în apă, nu era să pui apă în vase cu așteptarea că se va face vin. Cum să se facă apa vin? Este vreo unul dintre noi aici care și-a umplut paharul cu apă și a băut orange juice sau eu mai știu ce altceva? Juice? Nu. Apă pui, apă bei. E, în Cana din Galileea, nu din cauza vulnerabilității umane, ci datorită suveranității divine, apa, dintr-o dată în mod miraculos, chimia ei, compoziția ei chimică, s-a întâmplat o minune pentru că Dumnezeu ne ascultă prin minuni. Și rușinea lor, generată de vulnerabilitate umană, a fost depășită în mod sublim, înălțător, de suveranitate divină. De ce oamenii își permit să stea așa de departe de suveranitatea divină, care se manifestă spre ei cu binecuvântare, cu succes, cu protecție, cu iertare, cu tot felul de lucruri pozitive? De ce? Pentru că oamenii trăiesc în întuneric, trăiesc în noapte, dar nu într-o noapte de genul celei de azi noapte sau de la noapte, ci într-o noapte spirituală. Frații mei, Dumnezeu este cu noi. Când apostolii au știut că Dumnezeu este cu ei și au schimbat stilul de viață și au așteptat să se întâmple lucruri care, din punct de vedere logic, nu se puteau întâmpla deloc și niciodată. Minunile lui Dumnezeu nu au legătură cu logica. Logica este neputincioasă, incapabilă să înțeleagă miracolul. Nu. Logica înțelege legile care se repetă. Întotdeauna dacă pui sare în apă, niciodată nu se va face dulce. Întotdeauna se va face sărată. E logic așa. Dar când Dumnezeu intervine, logica se dă la o parte și spune poftiți și vine stăpânul. Și indiferent că pui sare sau zahăr sau ce ai vrea să pui, piper, tot dulce se face dacă el vrea să fie dulce. Pentru că el nu acționează în baza logicii limitărilor omenești. El e Dumnezeu. El vine după el cu toată autoritatea creatoare, cu toată domnia, cu toată monumentalitatea lui. Și nu știu ce cuvinte mai specifice să potrivesc pentru să spun, care sunt mai potrivite, ca să pun în evidență că Dumnezeu nu e ca noi. Și dacă suntem siguri că e cu noi, ar trebui să fim liniștiți. Marea investiție este să ne calificăm să fie cu noi și să nu-L supărăm atât de mult încât să plece. Pentru că noi putem să facem un lucru care miroase pentru Dumnezeu urât, atât de urât încât El pleacă. Pleacă. Nu mai avea mai multă valoare decât au avut Adam și Eva. Și totuși Dumnezeu i-a lăsat singuri.
Și a plecat ca și cum nu el i-a făcut, nu el a răspuns unei nevoi oferind o soluție. Vulnerabilitatea lui Adam a fost depășită de suveranitatea creatoare a lui Dumnezeu. Dintr-un os a făcut minunea asta de femeie. Vreau să vă imaginați cât de deștept trebuie să fie, cât de capabil, cât de creator, câtă autoritate, câtă putere. Dintr-un os, noi ce facem cu oasele? Știți dumneavoastră ce facem cu ele? Le aruncă la garbi, ce mai poți să faci cu un os? Ei, Dumnezeu dintr-un os a făcut minunea asta. Asta nu înseamnă că bărbatul nu e o minune, nu asta vreau să spun. Spunea că mă apropii de încheiere. Întotdeauna problemele se nasc în anturajul uman. Voi doi nu sunteți niciunul divin. Știți asta, nu? Știți că sunteți umani. Problemele se nasc în anturajul uman. Voi doi veți împărtăși de astăzi înainte același anturaj. Când un copil se naște, nu-și alege mama. Și nici mama nu-l alege pe copil. Întâmplare. Vrei să fie băiat, iese fată? Vrei să fie înalt, rămâne mărunt? Vrei să fie blond și e brunet? Nu-l alegi. Ana Maria, tu l-ai ales pe băiatul ăsta. Tu recunoști că nu te-a constrâns nimeni. Nu te-a amenințat nimeni. Nu te-a intimidat și nu te-a înșelat nimeni. Tu l-ai ales de bună voie. Liber, consimțit. Tu ai spus da. Lucian, tu ai ales fata asta. Tu ai ales fata asta pentru că ați avut dreptul să alegeți. V-ați pierdut dreptul să comentați. Punct. Dacă totuși treceți peste asta, înseamnă că e slăbuță treaba. Este o alegere pe care n-ați luat-o într-o seară, este o alegere în care vă implicați de ceva timp. Ați avut timp să o întoarceți pe toate părțile. Au mai venit unul altul și au spus, mă, nu, vezi de treaba ta, e ok, știu ce fac. Ok. Trebuie să recunoașteți că nimeni din lumea umană nu v-a împiedicat. Sunteți amândoi pentru că voi ați ales să fiți amândoi. Părinții voștri, biserica Domnului, prietenii voștri, familia extinsă, toată lumea v-a lăsat, fiți amândoi pentru că am văzut că sunteți extrem de hotărâți. Foarte, foarte puternic hotărâți. Nu, așa mergem restul vieții amândoi. Și am înțeles că trebuie să fiți așa. Acum voi v-ați pierdut orice drept să vorbiți de rău această căsătorie. Nu mai aveți dreptul, pentru că este așa cum ați vrut voi. De aceea, țineți minte că sunteți vulnerabili. Țineți minte că puteți să spuneți lucruri care rănesc. Puteți, ori prin ce faceți, ori prin ce nu faceți, să greșiți. Adică ce faceți rău sau ce nu faceți bine. Omitere și comitere. De aceea înțelegeți, căsătoria este un examen de maturitate. Nu există examen de maturitate mai mare. Poate persecuția. Adică să spună cineva, dacă nu te lași de Hristos, te omor. Probabil că ăla e un nivel de maturitate. Dar personal, cred că atunci Dumnezeu investește o măsură de har neobișnuit de mare. Că niciun om n-ar spune da. Adică n-ar accepta să fie ucis. Noi oamenii avem groază de moarte. Numai Dumnezeu ne ajută în situația aia. Dar căsătoria nu e o astfel de situație limită. Căsătoria este o parte obișnuită, naturală din viața noastră. De aceea, singura voastră soluție este să dați mâna cu Dumnezeu, nu doar unul cu altul. Dacă în căsătorie veți fi numai voi doi, o să plângeți mult. Și credeți-mă că nu de asta v-ați căsătorit. Țineți-vă de mână amândoi, dar fiecare luați-l de mână pe Dumnezeu. Amin. Și dacă veți fi trei, toată lumea va spune, au avut dreptate, sunt unul pentru altul. Dar dacă Dumnezeu nu va fi acolo, toată lumea va spune, am spus eu că nu funcționează. Voi nu puteți face să funcționeze, pentru că sunteți vulnerabili. Când ți-e lumea mai dragă, te face de rușine. Așa e omul. De câte ori n-am avut un prieten și ne-a făcut de rușine? Ne-a trădat, ne-a mințit, ne-a exploatat. Și băgam mâna în foc că el e prietenul nostru. Asta nu înseamnă neapărat că e rea intenție. Uneori e o adicție, uneori e,
e un obicei foarte puternic, uneori e neputința firii pământești și slăbiciunea firii dumnezeiești. Nu vreau să lungesc vorba, deși sunt așa de tentat să o fac. Știți de ce? Pentru că am trecut prin 40 de ani de căsătorie și o parte din perioada asta n-am știut ce trebuie să fac. Acum fac pe deșteptul și spun că dacă cineva mi-ar fi spus, mi-ar fi explicat, aș fi făcut ce este drept. Dar nu cred că aș fi făcut, că și eu tot din țărână s-a făcut ca toți oamenii. Dar n-am avut cărți, n-am avut internet, n-am avut sfătuitori, n-am avut pastor, n-am avut părinți. A fost greu, a fost complicat. După ce au mai trecut ani un pic, un pic, mai mi-am dat seama cum ar trebui. Dar voi nu aveți dreptul ăsta. Pentru că ați crescut în biserica asta. Prima oară când ați venit, nici nu știați cum vă cheamă. Că aveați două luni, o lună jumate, foarte mici ați fost. După ce ați trecut de 4-5 ani, v-ați dat seama că asta e Biserica Betania, părinții voștri spocăiți și voi urmează să fiți și tot așa. Voi ați avut parte de o investiție uriașă, Lucian și Ana Maria. Ați avut parte de familii care v-au trimis la școală. Ați avut parte de familii care v-au adus la biserică, v-au adus la binecuvântare, s-au rugat ca să vă botezați în apă, lucru pe care l-ați făcut, felicitări. În voi există multă investiție. Eu nu știu, nu i-am văzut niciodată plângând pe oamenii ăștia, părinții voștri, dar eu îmi imaginez că-s ca mine. Au plâns de multe ori. Pentru ca să nu vă pierdeți. Și să nu-L supărați pe Dumnezeu atât de mult încât să vă lepede pentru întotdeauna. În voi s-a făcut o uriașă investiție. Sunteți responsabili acum de investiția asta. Voi nu mai luați de la zero. Voi luați de undeva de sus. De aceea conștientizați-vă vulnerabilitatea și temeți-vă de ea. Voi să nu vă temeți de mine, nici de poliție să nu vă temeți. Voi să vă temeți de tu să te temi de tine și tu să te temi de tine. Că toate prostiile pe care le-am făcut, le-am făcut pentru că n-am fost în stare să le evit. Degeaba am spus eu e vina lui ăla și e vina. Nu, când un om face prostie din cauza lui. Că există și anumite influențe, normal că există influențe, că nu suntem noi singuri locuitori al planetei Pământ. Dragii mei, sunteți la început și voi hotărâți ce urmează. Noi mărturisim că nu o să fim parte din ce faceți voi. Vă lăsăm singuri, vrem să ne dovediți că ați avut dreptate. Că veți face din voi doi o căsătorie la care oamenii se vor uita cu admirație și cu respect. Și vor spune să le trăiască părinții. Vă rog frumos să vă mobilizați. Vă rog frumos să practicați disciplinele spirituale. Lucian, Ana Maria, obiceiurile pe care le formați prin repetiție acum, la început, în primul un an, doi, acestea vor rămâne restul vieții, bune sau rele. Nu mai faceți schimbări după aceea. Oamenii ăștia toți căsătorii sunt martori. Bine încep, bine mergi, rău încep, rău mergi. Restul e doar o minune dacă se mai întâmplă ceva. Iar minunile nu sunt la fiecare intersecție. Vă lăsăm în mâna Domnului. Pe rugăciunile acestor oameni puteți să vă bazați în continuare și pe rugăciunile noastre la nivel de biserică. Dar bazați-vă pe relația voastră spirituală, unul cu altul și amândurora cu Dumnezeu. În felul acesta, Dumnezeul vostru va depăși vulnerabilitatea voastră umană prin investirea suveranității sale minunate, glorioase, slăvite și nemeritate. Plecați de aici cu speranța asta, dar și cu angajamentul ăsta. Dumnezeu să vă binecuvinteze!